cu ciorbă, avem nevoie în special de o bucată de carne de vită, eu am de vițel. Legume. Pentru ciorbă avem în special nevoie de o bucată de carne de vită. Eu am de vițel. Probabil nu o să folosesc toată, decât jumate. M-am scos-o de la congelat. Și apoi legume. O ceapă medie, tată mărunt. 6 cartofi medii, tăiați mărunt, un morcov tăiat felii, ardei, țelină, puțin zarzavat de legume care conține țelină, ardei gras, morcovi, pastârnac, pătrunjel. Carnea, de asemenea, se taie în bucăți foarte mici, mai mici decât cartofii. Ceapa se scălește în puțin ulei. Până devine sticloasă. Apoi se adaugă carnea, trebuie să fie ascălită puțin, deoarece dacă nu vă lăsa foarte multă spumă, care nu va fi ficată luată. Apoi se adaugă și cartofii. Se adaugă puțină sare și se lasă să fiarbă la foc mic, aproximativ o oră. După ce a fiert, la final, se face o amestec dintre un gălbenuș de ou, un gros de smântână și câteva linguri fierbinți de ciorbă din oală. Se amestecă bine și se toarnă înapoi în oală. Se mai adaugă oțet, la final piper, pătrunjel verde tocat. Se potrivește după gust.